care va fi nivelul deficitului bugetar la final de an și cât estimați că va fi în 2024? Sunt întrebări destul de complexe, pentru că demersurile pe care noi le facem sunt cele care să asigure încadrarea în angajamentele pe care le avem discutate cu Comisia Europeană, și anume 5,5% până la sfârșitul anului din PIB. Sigur că noi avem în programul de convergență 4,4% din PIB, dar așa cum arată perspectivele, în lipsa unor măsuri consistente care erau prevăzute în legea privind măsurile fiscal-bugetare și care, din păcate, a fost aprobată și asumată în Parlament destul de târziu, și în lipsa unor astfel de măsuri trebuie să facem toate demersurile necesare pe ceea ce înseamnă gestionarea mai eficientă a banilor publici și să avem încadrarea în cei 5,5% din PIB până la sfârșitul anului 2023. Iar în ceea ce privește anul 2024, având în vedere că este un an care presupune și cheltuieli pe zona aceasta de activități electorale și organizarea rundelor de alegeri pe care le are România, și ținând cont de tot acest context al intrării legii cu noile măsuri fiscal-bugetare în vigoare, ținta noastră este undeva un deficit bugetar între 4,5% din PIB până la 5% din PIB. Acesta este un obiectiv pe care l-am avea în programul de convergență ajustat pe care va trebui să inițiem, pentru care va trebui să inițiem demersuri cu Comisia Europeană și să ajungem la o ajustare a deficitului bugetar încât să ne încadrăm în prevederile tratatului de la Maastricht, respectiv 3% din PIB pentru deficitul bugetar și 60% din PIB pentru datoria publică. De ce ați renunțat la rectificarea bugetară, o procedură considerată transparentă pentru redistribuire de fonduri bugetare? Am renunțat la rectificarea bugetară pentru că nu avem control pe cheltuieli, astfel încât să ne atingem ținta de 5,5% din PIB, așa cum am menționat-o, iar în lipsa controlului pe cheltuiala publică, pe care o plătim din bugetul de stat sau din celelalte bugete, riscul de a depăși cei 5,5% este destul de mare. Și atunci a trebuit să adaptăm mecanismele de finanțare a cheltuielilor publice la noile realități, și aici obiectivul nostru a fost acela de a avea controlul pe cheltuială și a nu lăsa prin rectificarea bugetară, odată o sumă aprobată unui ordonator de credite, are dreptul să efectueze respectiva și să angajeze respectiva cheltuială, și atunci trebuie să fim foarte responsabili și prudenți cu astfel de cheltuieli, pentru că și în familie, dacă ai 100 de lei, de 100 de lei cheltuiești, nu poți să ai 100 de lei și să cheltuiești de 300. Acest lucru este imposibil, așa și în bugetul de stat trebuie să avem aceste reguli împreună cu autoritățile locale, pentru că este un obiectiv de țară angajamentul pe zona aceasta a deficitului bugetar și noi cu toții suntem interesați ca România să poată să-și implementeze investițiile pe care le are din fonduri europene. Este prioritatea absolută a României și ratarea unei astfel de priorități ar arunca în blocaj un proces de modernizare al României care este unic
în momentul de față. Sunt voci care vă acuză că astfel ascunde situația dezastruoasă a finanțelor țării. Cum comentați? Nu le ascund. De vreme ce fondul de rezervă bugetară se aprobă în guvern și de vreme ce aceste cheltuieli sunt cunoscute la fiecare ședință de guvern, mai degrabă le controlăm aceste cheltuieli pentru a rămâne fermi pe angajamentele pe care le are România. Altfel, dezmățul care ar putea avea loc prin rectificarea bugetară sau prin aceste acuze nedrepte care ni se aduc, ar putea crea mari probleme României pe termen lung. Dacă acum nu am luat măsuri, anul viitor am fi acuzați de toată lumea că Ministerul Finanțelor n-a făcut nimic pentru ca să nu ajungem în situația de suspendare a fondurilor europene. Și, sigur, aici, cu toate că sunt voci care ne critică, noi trebuie să rămânem consecvenți pe ceea ce trebuie făcut pentru ca să ajungem pe o traiectorie normală a deficitului bugetar, pentru că deficitul bugetar înseamnă că, de fapt, tu cheltui mai mulți decât bani ai. Este simplu și acest lucru nu este acceptat pe termen lung la nivelul Uniunii Europene. Câți bani sunt în prezent la fondul de rezervă și cu ce sumă se va încheia? Noi alimentăm fondul de rezervă în funcție de necesitățile de cheltuieli pe care le avem și de aceea o să vedeți că de fiecare dată apar la fiecare ședință de guvern hotărârile pe care guvernul le are în funcție de tipurile de situații pe care le avem. Și, sigur, alimentarea este foarte important de reținut, nu se face decât în funcție de aceste necesități. Altfel, dacă noi alimentăm fondul de rezervă bugetară cu întreaga sumă pe care o avem la dispoziție, în ordonatorii de credite sunt foarte dornici ca să facă cheltuieli și peste noapte n-am mai avea nici un leu în fondul de rezervă bugetară. Ori acest lucru nu ne putem permite și de aceea controlul cheltuielii împreună cu alimentarea fondului de rezervă bugetară doar în funcție de necesități sunt reguli dure, dar necesare pentru țară, încât să putem să ne continuăm obiectivele de țară, respectiv să putem să asigurăm sustenabilitatea finanțelor publice ale României. Ce impact bugetar va avea noul proiect de reducere a cheltuielilor? Noul proiect de reducere a cheltuielilor țintește menținerea cheltuielilor de funcționare ale statului și a celor de investiții din bugetele proprii în limita cheltuielilor de peste an. Deci, cu alte cuvinte, dacă, spre exemplu, ai plătit chirii de 100 de lei pe an, nu poți să vii sub nicio formă ca ordonator de credite să-mi spui că în lunile noiembrie și decembrie tu plătești 500 de lei, că așa scrie în contract sau nu știu alte situații care pot să apară. Și de aceea, văzând ce s-a întâmplat în cursul anilor 2022, 2021, 2020, cu aceste tipuri de cheltuieli conjuncturale, sunt cheltuielile care se nasc în lunile noiembrie și în lunile decembrie. Și vă dau două exemple. În anul 2022, cheltuielile de funcționare ale autorităților locale, ale primăriilor, deși au avut o medie lunară de 1,1 miliarde lei în cursul anului, în lunile noiembrie și decembrie au ajuns la valori record de 4,3 miliarde lei. Cum se explică ca să crești o cheltuială de 4 ori într-o singură lună? Pentru noi ar însemna o catastrofă din punct de vedere al deficitului bugetar și îndemnul nostru și ordonanța asta spune: haideți să intrăm în normalitate pentru o situație care este extrem de dificilă pentru țară. Al doilea exemplu este cel legat de investiții. Deci tu
tot. Timpul anului n-ai făcut investiții, nu vorbesc de investițiile europene, nu vorbesc de investițiile din PNRR, vorbesc de investițiile care se fac cu destul de multă ușurință din bugetul chiar de stat, dar și din bugetele locale, când deși ai o medie lunară de 1,4 miliarde lei, la sfârșitul anului ajunge la 5 miliarde de lei. Deci, pentru noi astfel de situații, studiindu-le în 2021, în 2020, văzând ce se întâmplă, sigur că m-am îngrijorat foarte mult ca ministru al finanțelor și am propus ca aceste măsuri să le implementăm, tocmai pentru ca angajamentele noastre să nu devină din 5,5%, să ne trezim că avem deficitul bugetar de 7%, 8%. Eu l-am considerat un obiectiv de țară important pentru ca să securizăm, așa cum am precizat, anul viitor, când este an important și din punct de vedere electoral, dar și din punct de vedere al continuării proiectelor de investiții. Ce ar însemna ca fondurile pentru PNRR să fie întrerupte un an de zile, când noi avem deadline de finalizare a PNRR-ului pe 31 august 2026. Atunci ar fi rămas fără termen de implementare suficient la proiecte și am fi aruncat în aer șansa noastră de a moderniza țara. Furnizorii de energie semnalează că articolul 14 din noul proiect de OUG privind limitarea cheltuielilor bugetare va bloca tot lanțul energetic și solicită eliminarea acestuia. Veți ține cont de solicitările lor? Apocalipsa aceasta fiscală, și acum văd că și apocalipsa aceasta pe energie, în perioada aceasta în care s-a aprobat legea privind măsurile fiscal-bugetare și erau în pelerinaj la autoritățile statului cei care erau nemulțumiți, nu cred că este întotdeauna de bun augur. Eu înțeleg fenomenul și înțeleg faptul că toată lumea vrea pe bugetul de stat să îi financeze toate cheltuielile. Dar noi am impus o regulă extrem de simplă, ca toți banii care vin în fondul de tranziție bugetară împreună cu banii din fondul de solidaritate merg pe compensarea de facturi. Și trebuie să știe furnizorii de energie că așa cum au avut prețul triplate și crescute exponențial în perioada de criză și s-au complăcut în a avea acele... Sigur, o să fiu criticat că au și plătit profit, impozit pe profit corespunzător. Da, este adevărat, dar și-au fost în perioada în care au avut aceste profituri. În continuare avem o diferență uriașă între prețul din contractele de furnizare pe care le-au încheiat și prețul la bursă, care a scăzut simțitor, și unde există mulți bani, există și multă dorință de a câștiga și mai mulți bani, ceea ce este un demers firesc, îl înțeleg. Dar trebuie să avem rânduială în cheltuielile pe care le are statul, pentru că această cheltuială nu este o cheltuială ușoară pe stat și nu este una care să se rezume la sute de milioane de lei. Ea este de ordinul a zecilor de miliarde de lei, a miliardelor, poate chiar și zecilor de miliarde de lei, și de aceea această regulă, pentru moment, o păstrăm. Să vedem cum se vor derula mecanismele în continuare pe piața energiei. Oricum, domnul prim-ministru și împreună cu domnul viceprim-ministru au dispus să aibă un dialog cu toți factorii implicați în piața energiei și probabil vor urma și măsuri de ajustare a acestor mecanisme, pentru că este nedrept ca această cheltuială acum să se întoarcă în bugetul de stat în condițiile în care prețul pe bursă a scăzut simțitor și nu este corect ca mai apoi
acest preț din contracte să regăsească și în economia națională. Gândiți-vă că agenții economici toți se plâng la unison că plătesc prețuri uriașe la energie, prețuri pe care le au prevăzute în contracte și acestea sunt componentă importantă în costul de producție. Nu putem să avem pretenția unei evoluții a prețurilor, mai ales la bunurile de consum descrescătoare, dacă noi în continuare facem presiune pe costurile de producție. În ce va consta descentralizarea activității pe care o desfășoară Direcția Generală Mari Contribuabili, pe care ați anunțat-o recent? Noi avem 3373 de contribuabili de la care încasăm lunar 15 miliarde de lei, dintr-un total de aproximativ media lunară ajungem 30-33 de miliarde de lei, cu excepția lunilor în care încasăm impostul pe profit, când această medie pe care am menționat-o este depășită. Cei 3373 de contribuabili au organizate anual inspecții fiscale undeva în jur de 260 de inspecții fiscale. Dacă faceți un calcul simplu, 3373 împărțit la 260 înseamnă că la un contribuabil mare îi vine rândul la inspecție fiscală o dată la 10 ani. Nu putem să avem un management oricât de mult ne-am dorit să avem rezultate în zona colectării mai bune a impozitelor și taxelor, dacă sunt astăzi mari contribuabili care nu au avut parte de inspecție fiscală niciodată. Și atunci se pune problema acestei descentralizări și altor modificări pe care le avem, că nici Direcția Mari Averi nu are rezultate care să fie semnificative pentru activitatea pe care o desfășoară. Și de aceea în cursul acestei săptămâni, mai precis sâmbătă, vom avea discuția cu Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru reorganizarea activității și pentru partea de digitalizare. Pentru că noi suntem într-un blocaj cu întregul proces de digitalizare și în același timp avem structura și capacitatea administrativă a ANAF-ului destul de slăbită. Și rezultatele nu pot să apară ca un miracol peste noapte. Buna colectare de care noi tot vorbim sau combaterea evaziunii fiscale de care iarăși vorbim foarte mult, acestea nu dau rezultate dacă nu luăm aceste măsuri de substanță pentru regândirea aparatului administrativ fiscal. Când estimați că va fi gata proiectul de buget pentru 2024? De săptămâna viitoare vor începe discuțiile în coaliție. Noi trebuie să avem aceste limite la ordonatorii de credite aprobate până cel târziu la mijlocul lunii noiembrie, pentru ca să se poată introduce în programul informatic pe care îl avem la dispoziție. Și, sigur, aici decizia va fi luată în coaliția de guvernare când va fi trimis bugetul în Parlament. Bine ar fi dacă acest lucru s-ar întâmpla în luna decembrie, pentru că anul viitor este an electoral, care după aceea va naște pasiunii pe zona aceasta a aprobării legii bugetului de stat pe anul 2024. Și sigur, noi, pentru că ne dorim să ajustăm programul de convergență al României, vom avea două realități în față. Prima va fi cea de la sfârșitul anului 2023, când în loc de 4,4% vom avea 5,5%. Și a doua realitate va fi cea din deficitul bugetar pe care îl vom regăsi în noua lege a bugetului de stat.
Și atunci, dacă 5,5% am închis bugetul pe anul 2023 cu deficitul bugetar, acesta este limpede că nu putem avea un buget, un deficit bugetar mai mare în 2024, ci trebuie să fie cu cel puțin 0,5 puncte procentuale, deci, cum am menționat, între 4,5 și 5,5%, și ușor, ușor să intrăm într-o traiectorie de ajustare bugetară, fiindcă este foarte greu pentru orice ministru de finanțe. Gândiți-vă că în 2020 eram la 9,2% din PIB și fără niciun fel de măsură fiscală adițională, complementară, să ajungi la 3% cum eram înainte este absolut imposibil și trebuie să fim foarte pragmatici și realiști din acest punct de vedere. Pentru anul viitor mai sunt prevăzute modificări fiscale? La ce ne putem ajuta? Așteptăm. Anul viitor nu este un an cu o miză pe reforma fiscală sub nicio formă. Este, în schimb, un an în care avem din nou o realitate în față și nu mă feresc să spun acest lucru. Această realitate se cheamă cererea de plată numărul 4 pe care România va trebui să o depună pentru Planul Național de Redresare și Reziliență. Acea cerere de rambursare sau de plată, cum îi spunem noi, are reforma fiscală în ea cuprinsă, reforma fiscală pe care s-a scris în Planul Național de Redresare și Reziliență de predecesorii noștri este mult mai dură decât legea privind măsurile fiscal-bugetare. Am spus și nu mă feresc să spun că sunt trei măsuri propuse de raportul Băncii Mondiale. Aici discutăm de 1. Impozitul pe progresiv, 2. O cotă unică de TVA și 3. Unificarea cotei de CSS cu impozitul pe venit. Lucruri care sunt cunoscute în spațiul public și nu sunt o noutate, deci aici coaliția de guvernare va trebui să decidă asupra politicii fiscale, dar nu văd anul 2024 ca un an în care să avem revoluție și reformă fiscală. Este un an în care avem nevoie de liniște, de stabilitate politică, de coeziune socială și să se poată desfășura alegerile în așa cum sunt ele prevăzute și de-abia după aceea reforma fiscală să redevină de actualitate, fiindcă și gândirea unei reforme fiscale anul viitor va fi foarte dificilă și exploatată electoral în toate campaniile electorale și nu cred că avem nevoie de o forfotă politică pentru reforma fiscală, pentru că este vorba de viitorul nostru și este vorba de o politică fiscală care trebuie foarte bine gândită și elaborată într-o perioadă în care românii nu sunt foarte bogați, sunt săraci și într-o perioadă în care avem nevoie de dezvoltare economică și nu de nu, și să nu facem prin politica fiscală să fie un dușman al dezvoltării economice. Aș pune tot aici întrebarea, când estimați că se va încheia ciclul modificărilor fiscale? Și aici l-am în vedere și pe cele cerute din PNRR. Acum noi mai avem trei categorii de măsuri pe care inevitabil trebuie să le luăm. Sunt, dacă vreți, continuarea măsurilor din pachetul de măsuri fiscal-bugetare, dar acestea sunt mai mult măsuri de disciplină fiscală. Nu discutăm de impozite și taxe noi, exclus acest lucru. Discutăm de măsuri de disciplină fiscală, evitarea fragmentării afacerilor, evitarea optimizărilor fiscale, o mai bună așezare a impozitului pe profit. Deci sunt măsuri oarecum de
consolidare fiscală, care sunt cuprinse în această, în acest pachet de măsuri. Apoi, sigur, inevitabil trebuie să luăm măsurile care vor sta la baza fundamentării bugetului de stat pentru anul 2024. Acestea și acest pachet de măsuri va trebui să îl luăm până la trimiterea legii în Parlamentul, legii bugetului de stat pe anul 2024 în Parlament și, desigur, cum am spus, al treilea pachet de măsuri este cel care privește reforma fiscală, dar nu îl văd conturat în anul 2024, mai degrabă în primele luni ale anului 2025. Am înțeles. FMI a vorbit la finalul vizitei în România despre o nouă eficientizare a TVA. Aveți în vedere măsuri în acest sens? O nouă eficientizare a taxei pe valoare adăugată. Aici noi măsurile în ceea ce privește taxa pe valoare adăugată și combaterea evaziunii fiscale, pentru că aici noi fenomenul cu care ne confruntăm este acela de evitare a declarării și ulterior a imposibilității colectării taxei pe valoare adăugată. Și fenomenele sunt cele care se știu, utilizarea firmelor fantomă pentru ca să se poată evidenția tranzacțiile acestea fictive și ulterior lichidarea judiciară a companiilor în condițiile în care sunt creanțe consistente ale bugetului de stat puse în pericol. Acesta este un fenomen pe care va trebui să îl stăpânim bine și să fim foarte pragmatici și realiști pentru ceea ce înseamnă combaterea evaziunii fiscale și avem, sigur, activitățile acestea economice ilicite care noua lege intrând în vigoare de la cuantumul amenzilor până la actualizarea faptelor contravenționale, un fel de radiografie a activităților economice ilicite, care va ajuta foarte mult taxa pe valoare adăugată. Ea depinde foarte mult de consum. E un impozit pe consum pe care îl suportă consumatorul final. Și de aici, de la faptul că îl suportă consumatorul final până la activitățile economice ilicite și ulterior afectările acestea pe care le avem prin intermediul și utilizarea societăților fantomă, dau serioase bătăi de cap pentru ceea ce înseamnă colectarea TVA-ului și ați văzut că suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană la TVA-ul care este neîncasat, deci valoarea pe care o avem neîncasată de 9 miliarde de euro. Nu știu cât sunt de veridice acele informații și dacă chiar 9 miliarde de euro sunt e valoarea finală, însă pot să vă spun că este un impozit care depășește 110 miliarde de lei în momentul de față încasare la bugetul de stat, cel care ne sprijină alături de CEASE și CEASS pentru ca principale servicii publice ale statului să poată fi finanțate. Ar fi pune în pericol toată funcționarea aparatului de stat dacă n-am putea încasa și n-am avea un control eficient asupra acestor venituri care se virează la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale. Care estimați că va fi impactul modificărilor fiscale asupra inflației și asupra creșterii economice în acest an, dar mai ales în 2024? Dar eu, dacă le luăm așa, toată lumea se referă la impozitul pe cifra de afaceri.
Aici, sigur, noi am avut în vedere ca pragul acesta de 50 de milioane de euro să nu afecteze firmele mici, pentru că acolo probabilitatea de a se transfera în costuri este destul de mare. Și atunci, practic, ca să nu afectăm marea masă a companiilor și în felul acesta să declanșeze un proces inflaționist ca urmare a transferului pe costuri a acestei taxe pe cifra de impozit, pe cifra de afaceri, cel mai corect ca denumire. Sigur, noi aici, la firmele de peste 50 de milioane de euro, sunt multe discuții pe acest domeniu, inclusiv asupra faptului că cei care ar avea o rată a profitabilității sub 3% ar fi cei mai impactați și aici ar fi presiunea pe transferul asupra costurilor. Eu aș merge pe implementarea o perioadă de timp a acestei taxe, acestui impozit pe cifra de afaceri și să vedem care sunt rezultatele și măsura în care cu adevărat este afectat acest, în general, întreprinderile și companiile care sunt plătitoare de impozit pe cifra de afaceri, dar sub nicio formă nu cred că am discutat de un transfer asupra ratelor bancare la bănci și să avem aici surpriza de a înregistra o creștere a costului cu finanțarea la bănci și chiar nu mă gândesc deloc la petrol și gaze naturale, unde noi ne uităm și în performanța economică pe care ei o înregistrează și vedem profiturile consistente și ar fi nedrept față de consumatori dacă acesta ar fi un prilej de creștere a prețului la combustibil sau măsuri care ar perturba activitatea economică a statului român. Deci, din acest punct de vedere, cred că riscul acesta al inflaționist și al transferului asupra costurilor ar trebui să fie unul mediu, să nu discutăm de un risc iminent, nu ar fi justificat, dar niciodată în astfel de situații nu poți să spui niciodată și să vedem cum se vor derula mecanismele de implementare. Oricum, e o centură de siguranță financiară a statului, fără de care sustenabilitatea financiară este foarte, foarte greu de asigurat. Și am o întrebare. Am văzut în ordonanța privind măsurile fiscale o prevedere referitoare la faptul că persoanele juridice, fără scop patrimonial, care au primit sponsorizări sau sume din impozitul pe profit, vor trebui să întocmească o declarație care însoțește declarațiile financiare în care se evidențiază sumele respective, respectiv utilizate. Da, inclusiv biserica primește astfel de sume și vreau să vă întreb dacă se dorește o analiză exhaustivă a banilor care intră acolo. Acum, fără niciun control, sponsorizările și donațiile care sunt de la momentul la care s-a pus în aplicare mecanismul de sponsorizare de peste 8 miliarde de lei, să nu ai niciun control pe 8 miliarde de lei, gândiți-vă că aceștia sunt banii care ar completa foarte bine nevoile de finanțare pentru salariile profesorilor sau foarte bine nevoile de finanțare pentru creșterea pensiilor la pensionari. Deci noi lăsăm acești bani pentru ca în continuare activitățile filantropice și sociale să se poată desfășura, dar asta nu înseamnă că nu dau socoteală pentru bani. Este cel puțin o datorie morală ca să prezinte un raport asupra modului în care folosesc acești bani și nu cred că astăzi, dacă cineva aude că ai 8 miliarde de lei pentru donații și sponsorizări și Comisia
europeană vede aceste sume fără niciun control, nu cred că e de bun augur și nu cred că nu ne-ar împinge Comisia de la spate încât asupra acestor sume să avem nu numai control, dar și să le reducem simțitor.